18 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Pamflet. Bun găsit, prieteni, în această zi sărbătorească de 2 mai, sună sigur prost, așa, 2 mai pe vremuri, da? Un fel de vama veche, mai pe înțelesul tuturor, ziua internațională a tineretului bovin, de peste tot din lume. Hai, tineret îndestulător, să mâncăm după 1 mai și pe 2 mai. Sau, mă rog, n-am găsit altă rimă, era mai bună aia din... Aerobaza Kamikaze cu România fă al lui Victor Ponta, dar probabil că o să o citim în numărul următor al revistei. Așadar, tinerii pesediști, că până la urmă la asta se reduce ziua de 2 mai, au fost chemați din toată țara ca să-l aclame pe candidatul Ponta. TSD. TSD sună nemțește așa. Aproape ai spune că ești într-o echipă de aia de ciclism germană, sponsorizată de T-Mobile. Evenimentul la care au participat câteva mii de simpatizanți, cum a fi spus și Florin Mitu, a avut loc în Amfiteatrul Mihai Eminescu din București, sub această fantastică deviză TSD Rules. Este o zi de bucurie și de sărbătoare. Vom avea nu unul, ci 2 concerte. I-a încurajat Mihai Sturzu, liderul tinerilor pesediști și component al trupei HiQ, pe cei veniți la acest eveniment, în spatele scenei, fiind bineînțeles pregătite grătarele cu mititei. Asta este tradiția. Ar fi fost cozonaci dacă s-ar fi întâmplat într-o altă lună. Dar cum luna mai este luna grătarelor și în general a fumului de ăsta care iese de la mititei, chiar și statuia lui Mihai Eminescu a fost învăluită, ci că în fumul ăsta și în mirosul de mici. N-a lipsit, bineînțeles, nici berea de cea mai proastă calitate. Și spuneam muștarul. Uite că odată o să vă povestesc, pentru că tot au succes poveștile astea, o să vă povestesc odată despre muștar. Nu astăzi, promit că nu astăzi, deși mi-e greu să mă abțin. Aș putea să vorbesc până mâine despre manifestațiile astea de pe timpuri, 1 mai ăla adevărat. Sigur, urma și de 2 mai, perioada lui Ceaușescu, când ne duceam la grădina zoologică sau la iarbă verde, când mai cumpăram câte un balon sau niște bile sau niște țigarete de gumă, fie că erau ungurești, fie că erau iugoslave. E bine, despre muștarul pe care îl luai alături de mititel. După cum bine știți, m-am pișcat aici ceva, mă, tot scarpină. Cred că la un moment dat o să ies un pic să-mi dau cu o cârpă. Ideea este următoarea. Pe vremuri, dacă mai țineți minte, în anii comunismului, mititelul era separat de muștar. Adică dădeai, să zicem, un leu, 2 lei pe mititel, cât era, cu scobitoarea aia înfiptă în el, și dacă vrei și muștar, mai plăteai. După aia primeai cartonașul ăla, îl țineți minte, clasic cartonaș, unde puneam muștarul, mititelul și eventual și un șervețel. Mult mai târziu au devenit toate la pachet. Așa erau de proști negustorii pe timpuri, încât cei care vindeau mici atunci o făceau mai mult sau mai puțin clandestin. Ei n-aveau, erau niște negustori în adevăratul sens al cuvântului, dar noi de la ei cumpăram, că ăștia vindeau. Sau în fața unui restaurant, sau chiar în interiorul lui, lucrurile astea nu se dădeau la pachet. Adică nu știau metoda aia nemțească, cum să te coopteze și pe tine să plătești un ban pentru tot tacă. Mult mai târziu au intervenit chestiunile astea și o să vorbim la un moment dat despre ele. Nu vreau să stric acum plăcerea telespectatorului de a s-a așezat confortabil în fotoliu și de a mă asculta până la și 45, vorbind numai despre calitatea muștarului din vremea respectivă, pentru că sunt niște evenimente. O să fie zile mai anoste decât asta. Astăzi totuși avem niște subiecte interesante. Această fantastică zi de sărbătoare n-a fost spartă decât de trilul ăsta absolut lamentabil al celor de la HiQ. Dar ce importanță are? Dacă muzica era dată la boxe și nu te puteai auzi nici la un metru unul de celălalt, era un câștig.
Pe scenă apărea într-una mesajul de campanie al Alianței, cum apare la metrou, la metrourile din străinătate, anunțul ăla pe roșu, așa, când este un incident undeva și garniturile de metrou au întârziere. Așa apărea aici mesajul: mândru că sunt român. Mai bine că e la singular, pentru că dacă ar fi apărut mândri că suntem români, sau poate chiar mândri că sunt român, orice este posibil în campania electorală, ar fi fost o catastrofă. Vă dați seama la câți de ii și, oleo, nici nu vreau să-mi imaginez. Victor Ponta a intrat în scenă în uralele tinerilor ca un lup dintre ăla rebegit, cuclit așa un pic, adus în straie de sărbătoare, un lup de la Cleios. Așa. La sosirea la eveniment, evident, primul lucru înainte să dea bună ziua, cu zâmbetul ăla lui larg, așa, are o jumătate din gura lui Fanny Ardant. Adică imensă gura lui Victor Ponta când rânjește, aproape pe la 44% din gura lui Fanny Ardant. Așa, a afirmat înjurându-l, insultându-l pe Traian Băsescu, ăsta a fost mesajul lui de bun venit, orice variantă este mai bună decât să fii omul lui Udrea. Asta după ce, sigur, șeful statului îi dăduse replica cu puțin timp înainte, sau lansase ostilitățile, dacă vreți, spunând că până la urmă el este omul baronilor, da? Traian Băsescu spune asta de fiecare dată. După care am intrat în sfârșit în subiect. Suntem într-un loc deschis, a spus Victor Ponta, se pare că într-o formă de zile mari. Și n-aș vrea să ne cadă vreo parașută în cap de la domnul Băsescu. Știți că el în ultimul timp ne atacă cu parașutele. Cea mai mare insultă la adresa unei femei din România, a zis Victor Ponta, este să o dai exemplu pe Elena Udrea. Nu există o insultă mai mare, o jignire mai mare pentru o femeie. Asta a fost, deci cam așa își făcea campanie în fața tineretului social-democrat Victor Ponta. Elena Udrea i-ar fi dat următoarea replică: nu știu câte femei își doresc să fie Elena Udrea, dar sigur niciuna nu ar vrea acasă un bărbat ca Victor Ponta. Acum, haideți să comentăm un pic chestiunea asta. Din enunțul destul de literar, așa, al Elenei Udrea, ce înțeleg eu, sau ce ar putea să înțeleagă cineva? Că din femeile, dintre femeile despre care nu știm sigur că și-ar dori sau nu să fie Elena Udrea, niciuna n-ar vrea acasă un bărbat ca Victor Ponta, dar poate dintre femeile care și-ar dori să fie Elena Udrea, câteva să-și dorească un bărbat ca Victor Ponta. Și din ce motive? Pentru că sunt în aceeași generație, practic, da? Pentru că sunt, au mobilizat o mare parte din leadership-ul clasei politice de asta. Adică sunt două figuri, totuși, proeminente ale clasei politice din acest moment în România. Alegerile europarlamentare se desfășoară oarecum și sub spectrul acestor doi oameni, pentru că Elena Udrea este în plină ascensiune și a făcut un partid, practic este principalul partid de dreapta în momentul de față, că PDL-ul este într-o raclă și racla deocamdată este într-un beci, adică nu se mai vorbește nimeni, nu mai vorbește PDL. Dacă ai ceva să vorbești despre dreapta, automat aduce în discuție acest partid, sigur, misterios deocamdată, despre care nu știm cât ar putea să producă, cât ar putea să convingă. Nu știm aceste chestiuni. Este un partid nou, Elena Udrea este pe toate afișele, o vedem foarte des la televizor, deci este un personaj al campaniei electorale, iar Victor Ponta este viitorul președinte al României, actualul șef al guvernului. Deci, deși pe acești doi oameni a priori totul i-ar separa, eu nu cred în chestiunea asta. Eu cred că ei ideologic sunt destul de apropiați. Sigur, poate să pară ciudat, adică mediile din care provin par să-i ducă pe niște drumuri paralele. Nu cred că este chiar așa, pentru că amândoi provin finalmente din aceeași încrengătură politică. Adică au fost formați politic cam de aceeași generație, cam de aceeași perioadă. Asta este limpede, da? Și mă îndoiesc că trăind în România, chiar dacă sunt doi oameni destupați din punctele astea de vedere, pentru că au avut acces la absolut toate informații, la toate zvonurile. Sunt oameni care iau contact cu lumea. Pot să călătorească oricând, se pot duce oriunde în lume. Nu sunt niște oameni care stau la coadă și se duc acasă și se uită la televizor. Cu toate astea, cred că totuși au această traumă și au fost formați de această clasă politică îmbâxită
Da, foarte simplu, știm fiecare de unde provine. Victor Ponta l-a avut ca discipol pe Adrian Năstase, mentor, vreau să spun, pardon, iar Elena Udrea provine din lupta lui Traian Băsescu cu sine însuși. Da, adică Traian Băsescu proveni la rândul lui dintr-un fost partid comunist, vă cum să și exprima la un moment dat, țineți minte când era alături de Adrian Năstase și spunea: Adelule, ce rușine pentru poporul ăsta să aleagă între doi foști comuniști. Da, numai Băsescu a râs. Adrian Năstase nu și-a permis o glumă în momentul respectiv, ceea ce l-a și costat. Că măcar Băsescu în momentul ăla lua în derâdere situația jalnică a politicii românești. Că așa și era. Evident. Deci asta spun. Nu cred că finalmente cei doi, totuși nu s-au desprins extraordinar de România niciunul, ar putea să emită niște idei politice pe care nu le-am mai găsit nicăieri. Adică de asta spun că de fapt sunt apropiați. Sigur că în momentul de față, fiind într-o competiție politică, totul îi desparte. Ok. Dar acum, ca să revenim la această frază care este într-adevăr de un abject înfiorător, adică pur și simplu el ce face? O face curvă pe Elena Udrea în văzul tuturor. Da, este o chestie, trebuie să o spunem așa, adică știm foarte bine ce înseamnă pentru un cetățean care vorbește cu fă într-o barcă, da? Un cetățean de o josnicie absolut impenetrabilă, cum este acest Victor Ponta, pentru că practic el asta face când vine în public. Își ascunde josnicia. Elena Udrea nu se comportă așa. N-a auzit-o nimeni enervându-se într-un studio de televiziune, n-a făcut niciodată ca țața, nu s-a certat pe la machiaj cu astea că nu aranjează bine, da? Nu sare niciodată la gura cuiva să-l împroaște pe ăla cu noroi. N-am auzit-o niciodată. Dar trebuie să recunoaștem cu toții că are această calitate de a se stăpâni, pentru că sunt foarte puține femeile din spectrul politic românesc care să nu fie avut vreodată vreun țățism. Da, eu sunt totuși destul de bine plasat, învârtindu-mă oarecum în lumea asta, în momentul de față, ca să spun lucrul ăsta. Da? Este una dintre singurile, dar singura femeie care n-a ridicat niciodată tonul. Ați văzut-o în vreun studio de televiziune țipând, dându-se peste cap, oprind moderatorul sau ăsta, aruncându-și la valiera, răstindu-se, înjurând-o, făcând o toantă, curvă pe vreuna, amanta, nu știu cui. Niciodată. În ciuda faptului că despre ea s-au tot spus de-a lungul timpului tot felul de lucruri. Niciodată. Și încă o chestiune extraordinară pentru toți cei care acum sunt dispuși să ne spună: a, bă dracu, sunteți iară, v-ați întors cu Băsescu și cu Udrea, nenorociților, jigodiilor. Vă mai spun ceva. Elena Udrea mai are un record extraordinar. Amintiți-vă de divorțul de Dorin Cocoș. Absolut nimic n-a filtrat în presă în acele momente. Ceea ce iarăși este o premieră, pentru că la un asemenea nivel nu s-a mai înregistrat niciodată. Și hai să spunem că Elena Udrea ar fi avut prieteni pe la reviste, pe la ziare, și care nu s-au manifestat și n-au sărit pe ea. Da, ar fi filtrat după. S-ar fi bălăcărit pe undeva. Ar fi fost o reacție. Imposibil să nu mă ajungă. Uitați-vă toate astfel de momente ce stârnesc în... câtă jale lasă în urma lor, câtă nimicnicie, ce oameni mărunți, peste tot călcându-se în stradă, aruncându-și toate ocările posibile după aia. Ai fost ultimul om, nenorocitule. Regret că te-am cunoscut, porcul dracului. Bălăcăreala asta care continuă după aia, numai în presă, luni și luni de zile, dacă nu chiar mai mult. Deci de la decese și până la despărțiri, totul este public. La ea nu s-a întâmplat. Deci asta spun, pe undeva să vii și să-i spui așa ceva. Elena Udrea niciodată n-a folosit astfel de cuvinte la adresa lui Victor Ponta. Niște ironii, da. N-am mai vorbit despre el într-un fel sau altul. Fost atent la chestia asta. Niciodată nu i-a tras-o să-l facă cretin, idiot și mai nu știu cum. Traian Băsescu, sigur, i-a venit mult mai ușor la gură să-l asimile cu baronii. Să... În fine. Elena Udrea, așa ceva nu s-a întâmplat. Deci să o faci parașută când, atenție, aici m-am permis totuși să intervin în această situație, mi se pare de un ridicol colosal. Când tu ești Victor Ponta, da? Deci un om care a ajuns în această situație după ce ai mințit cu un plagiat ordinar, da? Când te-ai făcut de râs în toate situațiile limită prin care a trecut țara de când ești premier. Nu mai trebuie să reamintesc cazul Muntenegru, cazul Apuseni, cazul Johannesburg și acum cazul cu inundațiile din Teleorman. Sunt doar câteva dintre ele. Nu mai vorbesc toate nenorocirile cu guvernul lui.
toți incompatibili, toți demiși, toți aia care plecau pe ușa din dos, toți inculpații, da? Toată jalea asta, numai că nu-i cădea nasul în ciorbă de rușine la câte a participat, când are o nevastă, știe foarte bine ce fel de nevastă, că nu poți să spui din punct de vedere politic discutăm, da? Măi, trebuie să Daciana Sârbu ca femeie. Vorbesc politic. Cu ce este Daciana Sârbu mai bună decât Elena Udrea? Nu înțeleg. Cu ce ar fi? Că a fost PSD-istă și că n-a făcut nimic, că după ce și-a găsit un bărbat a lăsat-o mai ușor și că îi face orez cu lapte sau ce o gătie acasă și că e un pic mai retrasă, vi se pare? Dacă erai căsătorit cu Angela Merkel sau mai știu cu cine, puteai să vii să dai niște lecții de politică. Tu ești căsătorit cu Daciana Sârbu, bă, pe care ai luat-o, că era fica unuia care-i Dumnezeu în PSD. Adică e o rușine, da? Și acolo demonstrezi că ești un papă lapte. Căsătoria ta este de tipul Adrian Năstase. Aranjată, sigur că era frumușica aia, nu zice nimeni, da, din astea sunt destule. Deci tu nu poți să vii să dai lecții când tu ești căsătorit tot în mediul politic cu una. Deci este lamentabil această discuție făcută doar pentru că în momentul de față Elena Udrea îi ia un pic din viziunea asta mediatică. Că de fapt aici e bătălia, da? El știe că toată activitatea lui se desfășoară la televizor. Victor Ponta fără media ar fi un nimeni. Pentru că n-ar putea să vorbească de Traian Băsescu, că nu l-ar auzi nimeni. Iar realizările lui politice sunt nule. Ele nu se văd. A și recunoscut-o. Recent, probabil din prostie, sau pentru că are niște sfătuitori care erau liberi de sărbători, a recunoscut-o, el nu face altceva decât să plombeze greșelile guvernelor trecute. Și vorbeam ieri că de-abia încăpe la Petru Groza. Ha, deci a recunoscut că nu face nimic. Bă, asta nu ne interesează. Că tu plombezi ce au făcut alții în aia. Asta trebuiau să o facă predecesorii tăi, nu tu. În momentul de față, tu aveai de dus țara înainte, că de asta ai fost ales. Mandatele nu mai sunt ca pe vremea lui Neanicu. Ceaușescu avea timp. El putea să stea 100 de ani, președinte, tu n-ai timp. Ai două mandate maxim, după care trebuie să te retragi. La revedere, maximum, dacă vei ajunge până acolo. Dar să vii și să o faci pe asta, dintr-o dată, practic, curvă, pentru că știm cu toții ce înseamnă parașută în segmentul ăsta, nu s-a sfiat Victor Ponta. Și știam. Bun, am mai Elena Udrea, de când am văzut-o că sare cu parașuta, cu instructura, m-am gândit că se va ajunge aici. Da? Pe cum ați văzut, nici n-am comentat chestiunea asta zilele trecute, că puteam să începem să ne rânjim la saltul cu parașuta, probabil luat în balon, de... nu știu unde o fi fost capul celor care o consiliază, la ce s-o fi gândit, dar era clar că se va ajunge la expunerea pe care ea o are și, în general, la ranchiuna asta care există într-o societate, evident, când te uiți la o femeie frumoasă și care a avut succes în politică, evident că a avut. A fost ministru, iată, e șefă de partid, a ajuns extraordinar de sus în momentul de față, șefă de partid. Sigur, Tomacă la săracul e ca și președinte, e ca și președintele Germaniei. Da? Președintele Austriei. Are o funcție practic onorifică. Da, ok, sigur, ca să respectăm ordinea, ierarhia, am spus aproape șefă, rectificăm, de partid politic. Oricum, de partid în ascensiune, nu de partid de tip PPDD sau PRM, care sunt într-un recul, sau mai vorbesc de PNG-ul ăla lui Gigi Becali, care aici nu mai există. Deci de asta, Victor Ponta, pentru că știe că îl și pleznește pe Traian Băsescu și el altceva nu știe decât răfuiala asta simplă cu Băsescu, că acolo trebuie doar să știi să înjuri, trebuie doar să plasezi câte o ironie, asta chiar poate oricine. Deci dacă în locul lui Victor Ponta era unul de pe stradă, este unul care ne mai așteaptă pe noi aici seara să ne povestească una alta, dacă ăla era în locul lui Victor Ponta, era exact la fel. Pentru că tot tata socru conducea, tot baronii erau în spatele lui, Victor Ponta este numai de această imagine, e tinerel și cu asta poate că a și reușit să prostească o mică, foarte mică parte a electoratului, pentru că cei mai mulți nu s-au raliat la asta, dar oricum e de viitor, nu puteau să vină cu un boșoroc, pentru că asta au făcut cu Ion Iliescu și deja era prea mult și atunci au venit cu Victor Ponta, au spus, uite, inovăm cu chestiunea asta, dar e clar că este o marionetă pe care alții o dirijează din spate. Da, încă o dată, și acum se dovedește că de fapt noi am avut dreptate și nu el, este faptul că spunându-i parașută Elenei Udrea, el venea din zodia lui Fă. Da? Deci dacă el i-ar fi spus să rămână Doina, avem treabă, îmi pare rău că v-am adus într-o situație de genul ăsta și trebuie să intrați cu mine în barca asta la inundații, mi-ar fi plăcut să fi avut discuția asta într-o altă parte, un dialog de asta absolut elegant,
de om rasat în politică, da? El i-a spus fă femeii respective, care evident n-are niciun pic de caracter, este preș în fața lui și nici măcar n-a avut curajul după aia să spună. Pentru asta o și detestăm de două ori. Deci își merită absolut apelativul. A venit și ca proasta în târg în fața microfoanelor, a spus că Victor Ponta se va demonstra peste timp că Doina Pan a mințit atunci și își merita soarta. Da? Acest om, la două zile după, a venit și a făcut o curvă, practic, pe Elena Udrea. Deci, ăsta este viitorul președinte al României. Ca să nu îl mai acuze după aia pe Traian Băsescu că s-a comportat ca în jurat, că a făcut-o pe aia nu știu cum, că l-a pleznit pe copilul ăla nu știu cum și așa mai departe. Deci, până la urmă, iată că nu el este cel în măsură să vină și să ne dea nouă lecții, ba absolut deloc. Și că așa au crescut cu toții, pentru că asta este vorba de creșterea lui. Nu numai de cei 7 ani de acasă, pe care evident că Mitocanul nu-i are, dar este vorba de faptul că așa se crește într-un partid de nivelul lui. Este mult mai grav decât atât, că părinții dă încolo. Nu sunt ei de vină că tu înjuri la 40 ceva de ani. Dar faptul că el trăiește într-un mediu cu Liviu Dragnea, cu tata socru și cu toți ăștia, care un buibați ăștia care constituie PSD-ul astăzi, îi dau dreptul să vorbească numai așa. La ironiile astea, dar oare ce și închipuia Victor Ponta? Acum fie vorba între noi. Că într-o țară din Uniunea Europeană, democratică, o țară în plin avânt, cum pretinde el, dacă vii și o faci curvă sau parașută pe contracandidata ta sau una dintre femeile de generație nouă, ca și tine, un exponent al politicii de curent nou, să zicem, devii mai popular sau dintr-o dată ești mai deștept sau așa vei atrage pentru cine? Dacă nu pentru prostimea de cea mai joasă speță era aceasta. Și aici iarăși deschidem o poartă interesantă, care probabil că alții n-au făcut-o. N-ar fi rău să zic. Oare nu cumva PSD-ul, știind cam ce tip de electorat a avut dintotdeauna, suburban, da, nu încearcă cumva, oare tot la această categorie să pătrundă, știind că este singura care l-ar putea accepta? Oricât ar părea această chestiune de deplasată într-un anumit context, într-un anumit context poate să pară o chestiune nu primordială a alegerilor sau a campaniei electorale. Dar dintr-un alt punct de vedere, este foarte important apartenența publicului la genul ăsta de discurs al politicianului. Deci, după destrăbălarea de 1 mai, evident că se adresează unui public de o joasă speță, o categorie primitivă. I-am și văzut pe aia care să... Deci trebuie să fie un om lipsit de ultima speță de demnitate, ultima literă a demnității, ca să te duci an de an să mănânci pe gratis mâncarea aia dată de niște politicieni care te-au mințit și ți-au tras-o din toate pozițiile tot anul. Și trebuie să fii absolut ultimul disperat. Dar chiar și atunci, da? Nu comparați, nu veniți cu chestia asta care are copii acasă. Poate să aibă demnitatea ca și atunci să rămână drept. Asta e. Asta i-a fost soarta. Nu trebuie să se ducă în piața publică și să cerșească, să se bată pentru un mititel sau pentru o sărmăluță. Deci faptul că ei se adresează cu această nonșalanță acestui tip de public, prost crescut, necultivat, de pe stradă, literalmente, și la sensul propriu, deci niște oameni manipulabili foarte ușor, niște oameni care nu știi dacă mai apucă săptămâna viitoare, publicul ăsta de oameni, într-adevăr, la nivelul cerșetoriei, pe care România, sigur, i-are peste tot în țară, te adresezi un astfel de public după ce i-ai dat să mănânce, și a mâncat ăla până n-a mai putut de 1 mai, și a doua zi vii cu ghiolbănismul ăsta și o faci curvă pe aia ca să înțeleagă într-adevăr ăla cu micul în gură, dacă eu mai fi rămas un pic de mic, cu atât mai bine, să se șteargă de muștarul ăla așa pe la colțuri, muștarul ăla, repet, de cea mai proastă calitate, și să spună, uite, ăsta într-adevăr este de al nostru. Da? N-am apucat să mă uit că nu ne mai vin ziarele, după cum știți, decât din Burkina Faso și de prin Mali. Uite, am și aici niște exemplare, o să vi le arăt imediat. N-am mai uitat ce mai scrie editorialiștii noștri prin ziarele Quality, dar mi se pare o chestiune de dezbătut asta. Sigur, nu citește nimeni. Ziarele mor, nu mai stă niciun prostănac de ăsta cu mititelul să citească România Liberă sau Adevărul sau Evenimentul Zilei, sau foarte puțini, sau din ce în ce mai puțini. Dar în ce caz merita dezbătută această chestiune. Oare cât de mare este prostia în România,
că nu știm exact, nu putem să o cuantificăm, și oare cât își închipuie politicienii că mai pot merge doar pe această categorie a populației? Pentru că, pe de altă parte, e clar că dacă ei văd că lucrurile vor merge bine la aceste alegeri, vor spune, bă, știu și ei la un moment dat să fac niște sondaje de tipul ăsta, am avut și noi câteva. Vor spune, e clar, bă, încă sărăcia e atât de mare, prostia atât de lucie, sau invers, puteți combina cum vreți termenii ăștia, încât mai putem să marșăm pe acest nivel. Pentru că este foarte clar că PSD-ul n-a încercat niciodată în România să ducă țara mai sus și doar să-și vadă de propriile interese. Asta este clar, deci nu poate să nege nimeni. Singurul lor interes este să rămână cât mai mult la putere, cât mai mult la putere, cu orice mijloace, și iar aceste cu orice mijloace sunt cele pe care le-am pomenit mai devreme. Mitocănie, ghiolbănism, invective și, în general, cât mai primitiv să fii ca să te poată înțelege proștii ăia care sunt singurii care pot să adere la tine. Adică cât de puțin creier trebuie să ai ca să continui să susții un asemenea om. După o astfel de chestiune, nu contează că o detești sau nu, contează că femeile s-au simțit răzbunate, pentru că n-au înghițit-o niciodată pe Elena Udrea, că a reușit deși era una venită de la țară, sau că a reușit deși era mai frumoasă decât ele. Știți cum gândesc femeile? Este ceva înfiorător să fii în creierul unei femei în momentele alea. Este ceva înfiorător. Da. Și cu toții am auzit lucrurile astea pe care, evident, nu le putem expune într-un studio de televiziune, că măcar decența asta o avem. Încă o dată îi transmit ceva acestui Victor Ponta. Bă, trebuie să știi când să înjuri și cum. Nu ăsta este un moment pentru un om politic să vină și să zică, așa putem să vorbim și despre nevastă ta 100 de ani. Dar nu noi, poate noi suntem importanți. Dar vin ăștia, din politică, adversarii tăi și spun exact aceleași lucruri. Pentru că nu-i mare diferență între două femei niciodată. Deci este foarte ușor să le apropii și știi și tu că înjurăturile și ghiolbănismele se potrivesc de la o femeie la alta fără cusur. Deci este încă un lucru care îl descalifică atemporal, așa, cum va fi, că nu o să mai reținem datele, lunile și zilele. Dar lungul șir ăsta de inconsecvențe pe care el le-a acumulat în calitatea de deținător al puterii în România, îl scot practic de pe orice șină. Da. Și nu neapărat între mâncătorii lui de mici preferați, sau între gorjenii și dâmbovițenii lui. Este un președinte de maximum 8 județe. După cum ați observat, Victor Ponta nu are, și asta este o chestiune uluitoare, și pe care iarăși ar putea o dezbate mari analiști, că poate au un pic mai mult timp decât noi și pot să și dialogueze între ei. De cum este posibil ca un președinte să nu se simtă bine decât în 7-8 județe ale României? El nu are nicio trecere dincolo de Carpați, nu are nicio de la Cluj, au aruncat cu ouă în el. Da, la Sibiu nu cred că ar avea curajul să se ducă după ce i-a făcut lui Iohannis. La Timișoara l-ar linșa ăia de vii. Cred că îl pun pe linia de tramvai. La Târgu Mureș îl omoară ăia. Chiar dacă e ungurii, hai să zicem că poate ar mai avea un... Nici vorbă. Îi dau cu ceva în cap. La Oradea, la Arad, asta este tot, satul mare, Baia Mare. Plus aici, în zonele astea pe care el le crede. Nici în Moldova nu cred că chiar în toate marile orașe ar fi văzut ca un zeu. Mă îndoiesc. Pe la sate, da. Deci ăsta este Victor Ponta. Să nu uităm și uitați activitatea lui. Baie în Gorj, baie în Prahova, baie în Dâmbovița, baie în Constanța. Astăzi a mai susținut un mafiot, un viitor încarcerabil la Prahova, cum spunea Nadia Ciurlin. Ea zicea la Prahova. Povestitul Mircea Cosma, da? După ce l-a bătut pe umăr pe Radu Mazăre și au vărsat o lacrimă amândoi, s-a dus să o susțină pe Mircea Cosma. În Prahova, bă, copii. Deci el are aria lui de răspândire, este de zici că e un primar al Bucureștiului, să învârte în sectoarele lui. Nu se poate, nu se face politică aici, mă. Cel maxima distanță pe care o străbate de București este Gorjul, bă. Ajunge până la Târgu Jiu, atât poate. Dar du-te, bă, Hunedoara un pic mai încolo să vezi ce o fi bine. În afară de Alba, care este un județ atipic pentru Transilvania, niciun alt județ din tot Ardealul ăsta românesc nu-l înghite pe Victor Ponta. În Bistrița, sigur, are niște oameni, dar îl înjură ăia, la... stați liniștiți, îl înjură. Faptul că au ei niște baroni, baroni sigur au peste tot, dar aia nu înseamnă că toți oamenii sunt cu călușul în gură. Deci el este văzut, este incredibil, așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Gândiți-vă la chestiunea asta, niciodată.
Traian Băsescu, Dobrogean, da? Măcar avea în Cluj, totuși, principalul oraș al României, aliatul lui numărul 1. Deci, și prin prisma asta avea o trecere oarecum în zona respectivă. Că Moldova și Oltenia sunt ușor de cucerit ca politician, ghelbănos dintre ăsta. Adică e foarte ușor dacă ieși cu ulei un pic și cu zahărul să-i cucerești pe ăștia. Cu mititei nu mai vorbesc. Dar în zonele astea cheie, că tot se vorbește acum cu omagiul Revoluției, că am mai văzut-o, ne trebuie tineri de ăștia care să reprezinte Revoluția. Duceți-vă, mă, clasă politică la Timișoara. Uite, în orașul Timișoara. Duceți-vă acolo să vedeți cum sunteți primiți, bă, pe 25 de ani de minciuni. Eu nu cred că o să fiți aplaudați la scenă deschisă decât dacă duceți microfoanele de acasă și le puneți acolo în Piața Operei să duduie de aplauze. Eu nu cred. Și nici în județul Timiș, dacă vă duceți acolo, satele sunt un pic mai bogate decât pe aici. Eu nu cred că acolo clasa politică ar fi bine primită. Eu nu cred că se duc femeile și îi spun lui Victor Ponta, avem nevoie, cum zice Gabriel Oprea, avem nevoie de un președinte energic ca dumneavoastră. Păi mai papă lapte decât Victor Ponta în politică eu nu cunosc. Este exact genul de amărât dintre ăsta de care râdeau toți. Până l-au pus prima dată în sacou, l-au mai ajustat un pic și au spus, lasă-mă că măcar e tânăr. Vă face impresia că ăsta are o carismă de politician? Și a dus, sigur, ferchezuit așa și aranjat cu ochelarii aia, pare așa un tocilar, da? Un semiserios. Dacă l-auzi discutând, evident că îți pierde imediat cheful. N-are nimic din politician, adică nu e nici măcar de generația aia veche să zici că e rutinat, e trecut prin multe, da? Cum au fost ultimii președinți ai României, Iliescu, Constantinescu și Băsescu, totuși păreau niște adulți pe lângă el. Ăsta pare că a venit Tasu și l-a uitat în mulțime. Tot timpul te uiți să vezi, dar unde-i Tasu? Unde-i unchiul său? Unde-i bunicul său? Cu cine o fi venit? Să nu-l mănânce câinii maidanezi. N-are nicio carină, nicio anvergură. Firea să vie. Cum dracu să te prezinți cu unul ca ăsta să vrei să câștigi? Hai să, asta vreau să spun mai devreme. Dacă la noi mai prinde, că noi suntem proști, absoluți, ultimii cretini, am zis și faza aia cu metrou, este genială. Da? Au adus metrou, nu se potrivesc. Deci este ca la Caracal toată țara. Da? La nivelul ăsta suntem. Așa ceva n-am mai auzit nicio țară din lume. Toți șmenarii ăia, că sigur ei numai la asta le mergea capul. La șmecherii, făceau cu RATB-ul, nu mai făceau. Furau acolo, nu mai furau. Te păcăleau la abonamente. Nu mai... Bă, ok, cât ați furat, cât putea să furați. Bă, dar aici ai prostie, mă. Acum să taie toate peroanele din București ca să intre metrourile alea spaniole. Pe ultimă generație. Cât de prost trebuie să fii. Cât de prost a fost Taromu, că a adus Airbus-urile A318, care au la preț de A319, da? Au pierdut miliarde de euro. Le-a spus Traian Băsescu numai prin locurile pe care le puteau ocupa la fiecare cursă. Miliarde de euro în anii care au trecut. Absolut incredibil. Pentru că luaseră șpăguță. Da, de asta nu le-au adus. Dar nu, băia când au venit în față n-au putut să le zic că am luat șpagă. Au zis că am făcut alta. Autobuzele care au venit în București. Mercedes-urile astea de circulă peste tot de câțiva ani în București, de vreo 8 ani sunt deja, luate fără aer condiționat din Germania. Nu țineți minte, n-a venit Oprescu și a zis, păi a uitat să ia cu aer condiționat, deși erau la același preț? Deci toate, mă, toate, oriunde trece, podurile, pe, uite, vidinul, calafat vidin, surpat după două zile, stau aia și vând roșii peste pod. Deci este lamentabil, mă, numai prostie e, dincolo de hoția aia. Și acolo fură tot din prostie, adică tot prost fură. Nu sunt niște experți, nici la hoție. Chiar dacă așa, într-adevăr, pare bizar. La cât s-a furat, nu sunt experți nici acolo, să știți. Și de acolo ar avea lecții de învățat de la alții care știu să fure mai bine decât ei. Deci, în străinătate, omul ăsta n-are nicio trecere. Ăia toți știu că nu se pricepe la politică, este clar. Nu știe politică externă. Este tufă de Veneția, a tot ce înseamnă Uniunea Europeană, spațiu Schengen, moneda euro, relații diplomatice, transatlantice, habar n-are. Geopolitic este nul pe politică externă. Se vede asta. Nu știe, pur și simplu, nu a fost niciodată pasionat, nu-l ajută cap. Da? Deci acolo este evident. Când discuți, nu se poate să nu-și dea seama, te duci la o reuniune, vin toți prim-ministrii din Europa. Aia înțeleg între ei. Uite, bă, mi-a plăcut de ăla. Să știi că ăla e isteț bulgarul. Sau... Cum a fost aia, pe vremea lui Petre Roman, Bulgaria avea o femeie prim-ministru. Foarte isteață. Atunci a și crescut turismul în Bulgaria cel mai mult. Aia era extrem de apreciată, mergea brici mintea.
o tipă care a făcut foarte multe pentru ei. N-are importanță că vin dintr-o țară amărâtă. Estonia, Lituania, ăștia se bat acolo ca lei. Au oameni interesanți care se duc, propun. Da. Așa a ajuns Finlanda, mare putere în Europa, deși era nimeni în drum, părea lui Ceaușescu, pentru că au avut oameni inteligenți. Resursele lor erau mai mici decât ale Norvegiei, Suediei, chiar ale Danemarcei. Dar erau mult mai mici. Da? Au reușit să pătrundă pentru că au avut inteligență. La noi, când te prezinți cu un asemenea cetățean, măcar Traian Băsescu avea rutina asta, are experiența asta, știe să poarte un dialog la nivelul ăsta, are o carismă, nu este nei ca nimeni la nivelul discuțiilor politice în Europa, asta este clar. Că dacă stau și discută într-o limbă neutră, nu-l face ăla, pe Băsescu, foarte simplu, asta e clar. Indiferent că e Berlusconi sau că e un francez sau că e un englez. Știe cum să pună problema, știe să o întoarcă. Victor Ponta e papă lapte. I-a spus ăla ceva, să trăiți, nu știe, n-are replică. Bășcălia asta nu merge acolo. Ce bășcălie? Să-l faci fă pe ăla sau ce? Nu ține. Deci cu chestiunea asta nu te descurci într-un... Și se vede lucrul ăsta. Din tot ce transmit occidentalii și americanii, ăsta nu este un tip agreat. Nu pot ăia să vină să-l dea jos. Nu l-au dat nici pe Ceaușescu. Atenție. Nu l-au dat nici pe Ceaușescu. Nu să-l dea pe Victor Ponta. Este problema României dacă gestionează un astfel de om. Până una alta, au mai fost niște discuții bune. De exemplu, ce-ar fi dacă s-ar forma o alianță anti-PSD? Pe de o parte, continuă PSD-iștii să se agațe de această fantomă a USL-ului, care sigur că nu mai există. Dar ei o mai caută pe unde o pot găsi. Probabil în cimitire o vor găsi. Acolo e clar că votează toți cu USL-ul. Chiar acum să ne fie iertat. Morții poate n-au aflat că s-a destrămat USL-ul. Deci este o miză, într-adevăr, destul de mare. În județele unde Liviu Dragnea e stăpân pe tot ce e la 2 metri sub pământ, să știți că această minciună ține, tată. Cât să-ți crească nasul în pământ? Nu e nicio problemă, dacă îți crește la stupi sau îl tai. Îți faci un alt nas, că acum așa e la modă. Faci pe banii statului. Deci nu e problema asta. Dar în rest, destul de complicat. Și atunci, uite că le-a venit ideea liberalilor, dacă tot au anunțat de 1 milion de ori până acum, că ei nu mai au de gând să se unească cu PSD-ul, și să reactualizeze USL-ul, ce-ar fi să facă o coaliție sau o alianță anti-PSD? Adică partidulețele astea de dreapta, care deocamdată nu și-au găsit culcușul, nu știu exact drumul pe care vor merge, și poate să fie periculoasă această incertitudine și acest orgoliu al lor de partide mici, care nu-și dau mâna clar înainte de primul tur pentru a forma o alianță solidă. S-ar putea ca deja să fie un pic prea târziu, dar, în fine, o coaliție anti-PSD care să mai încerce un pic să mai ia din frustrarea asta a celor care știu că nu există opoziție, da? Și, pe de altă parte, poate un pic să-i mai convingă și pe cei care au votat USL-ul și pentru că era o alianță cu PNL, câți ori fi fost și dintre ăștia, nu neapărat liberali. Sunt unii care au spus, domnule, e ok, uite, s-au unit PSD-iștii cu PNL-iștii, adică, cum se vorbește în popor, dreapta cu stânga, bă, au făcut și eu, uite, merg cu ăștia, tată, eu am încredere, uite, e o uniune, acum sunt de toți, nu mai sunt numai ăia lui Iliescu. Sunt unii care, să știți, că au votat și așa. Au zis, bă, e mai bine, azi că e ok, uite, dar păi dacă ăștia acum au făcut alianță, atunci, dar cu cine să mai votez? Toate partidele sunt acolo, ăștia sunt toți ăștia mari ai noștri, zile să ăștia, oamenii noștri puternici. Și au votat cu ei acolo, l-au văzut pe Antonescu, l-au văzut pe Ponta, erau toți în spate. Doar pe Vasile Blaga, dar nu-l mai țineau minte cum îl cheamă. Și au votat cu ăștia. Deci pe undeva această alianță, sigur, ar mai putea, mediatic e complicat, ați văzut ce să spune. Sigur că media din România este într-o situație jalnică și peste tot suntem arătați cu degetul că presa este coruptă, este manipulabilă, este... Așa este. Dar până la urmă, chiar și această contraofensivă pe care, sigur, ne-am asumat făcând-o aici în fiecare zi, încercând să le dăm peste bot ăstora, că dacă n-am fi avut nici noi aici atitudinea asta, vorbesc de postul ăsta, și am fi fost extrem de drept și de corect și am fi citit doar știrile și nu le-am fi comentat, se putea face și asta, evident, riscul era și mai mare ca după aia să spui, mă, dar măcar n-am încercat. Adică măcar să-i oprești, știind totuși, având această experiență și știind că răul absolut este în direcția aia. Binele nu e nicăieri, dar răul absolut este în direcția aia, este clar. Mai ai un pic de gândire, trebuie să le dai ăstora în cap, pentru că în momentul de față,
Dacă PSD-ul preia toate pârghile din România, e clar că nu vom mai avea nici justiție. Și dacă rămânem fără justiție, că nu e vorba de niciun spectacol aici, nu e vorba că ne frecăm noi mâinile de bucurie, sigur că o facem. Da, măcar dreptul ăsta cred că l-avem într-o țară liberă după 25 de ani. Ne-am mâncat și tinerețea și adolescența și o să ne mâncăm și bătrânețile. Cred că măcar dreptul ăsta l-avem. Să ne bucurăm când tâlharii ajung după gratii. Dar atenție, dincolo de bucurie și de spectacol, care nu sunt decât niște emoticoane aici, niște atribute, pe mine mă interesează corectitudinea, dreptatea. Ori aia nu va mai exista în niciun fel. Pentru că este marea miză, acum lucrurile sunt clare, spus-o și Dan Voiculescu, o să revenim și o să citim ultimele pasaje din halucinanta sa carte, cu Băsescu Traian aia, din care am mai citit astăzi, poate mai puțin, că ne-am luat cu altele, dar siguranță vom lectura ca pe vremuri. Știu că a fost foarte bine primită chestiunea asta și o să terminăm ultimele glorioase pasaje lui Dan Voiculescu, ridicolul finalului acelei cărți, dar atenție mare de tot, mare de tot la chestiunea asta, să termină practic orice idee de democrație dacă ăștia vor pune mâna. Așa cum de altfel a mai fost în România după alegeri când cei care câștigau se răzbunau pe ce făcuseră ăia de dinaintea lor. Și am în minte și cazul Convenției Democrate, 96, când a venit țapul la putere și au răzuit tot, i-au scos pe toți ilieștienii de peste tot. Da? Tot ce era al lui Iliescu, fie că era profesor care fusese pus acolo de vechi, toți au fost maziliți într-o ură dintr-aia absolut acerbă. Pentru exact asta face în momentul de față și Ponta. Și evident vor face cu toți. Ura asta de Traian Băsescu, care le-a luat mințile, e clar că ei nu mai au luciditate. Nu mai au luciditate. Vorbeam și cu Cătălin Tolontan acum într-o zi la telefon pe tema asta cu Dan Voiculescu și sunt absolut de acord cu ce spunea. Pe lângă toate discuțiile astea de ura asta, el nici nu mai vede în momentul de față decât ori în alb, ori în negru. Iar cei care sunt în jurul lui, de fiecare dată vin și îi spun, păi cum, te mai uiți la asta? Păi dai de la Băsescu. Asta e venită de la dă-i dracului. Deci automat tot ce vine din sensul ăsta, din cealaltă parte, pentru ei trebuie omorât. Deci ei nu mai stau să judece. Dar stai că poate nu-i chiar așa. Poate și ar fi tot români. Până la urmă. Poate așa au niște ambiții, poate că nu sunt chiar... Deci la ei nu mai există. Absolut este într-o singură direcție, trebuie totul distrus. Este o, sigur, o mare greșeală, omul ori prost sfătuit, ori pur și simplu a luat o razna de la vârstă sau nu știu ce, a deraiat într-un asemenea sens, încât nu mai ai cum să... Nimeni nu mai poate să vină și să-i spună, sau dacă îi spune cineva, îl contrazice altul. Vine ăla și de nici vorbă, nu să n-audă domnul Voiculescu de așa ceva, că știi că e pornit, că... Și asta este singura lui luptă. Când de fapt asta nu este o luptă decât poate personală. Deci la nivelul țării nimeni nu va avea niciodată de câștigat. Este exact ca dintr-o despărțire între un el și o ea, dacă vii și pui totul pe scena publică. Și te bălăcărești ani de zile, cum vedem în ziua. Are cineva de câștigat din chestiunea asta? Întotdeauna nu este decât de pierdut. Da? Întotdeauna nu este decât de pierdut. Pierde și el, pierde și ea, iar cei care se uită sunt pur și simplu stupefiați de un mesaj care nu este al lor. Oamenii cu siguranță că nu erau atrași sau nu trebuiau atrași într-un duel Băsescu-Ponta până la lichidare. E clar că nu ăsta era războiul națiunii. Nu, națiunea a fost păcălită, să zicem, de Traian Băsescu, sau mințită, sau asta a fost soarta ei că a venit criza respectivă. Bun, poate că era păcălită și este mințită în continuare de clica lui Ponta. Ok, deci sunt două caracati sau doi oameni detestabili pentru popor. Bă, dar nici într-un caz oamenii nu asta așteptau, bătălia asta care nu se va solda până la urmă cu niciun rezultat. Fiecare îl va înjura pe celălalt până când va trăi. În momentul în care va închide ochii, nu, deși, vorba lui Meme Stoica, acum, uite, spicuiesc un pic din ultimele paragrafe ale cărții lui Dan Voiculescu, acesta iurează lui Traian Băsescu, de fapt îl roagă pe Dumnezeu, practic îl trage de umăr pe Dumnezeu, că tot suntem la nivelul ăsta noi români, suntem singura națiune care ne permitem lucrul ăsta, atât am ajuns de indolenți, l-am confiscat totalmente, biserica a devenit un ridicol absolut. L-au tras de mânecă și i-au atras atenția lui Dumnezeu prin vocea lui Dan Voiculescu și prin porta vocea ălora de la antenă să-l judece după cum merită pe lumea cealaltă.
Deci este o chestie oficială, i-a transmis-o Dan Voiculescu, poate că ați auzit-o, dacă nu, vă spun acum, să nu cumva să uite el de sus, că dracul ia, da? Dacă pe lumea cealaltă nu îl curăți așa cum merită pe Traian Băsescu. Tu care ți-ai turnat familia, asta între ghilimele, tu care ai furat și care te pregătești de pușcărie, tu care ai manipulat, asta vede toată Europa, toată omenirea, nu spunem noi. Da? Tu îi atragi atenția lui de sus, de asta spun, vreau să mă, în ce mocirlă suntem. Cum să-ți permiți tu așa ceva? Ce mai reprezintă atunci ideea de Dumnezeu? Nimic! S-a și spus, gata, s-a terminat, e călcat în picioare. Trebuie să și scuipăm peste el cât vrem. Nu mai există. Ha? Ne-am bătut joc de toate. Cum să vină Dan Voiculescu să spună așa ceva? Cum să aibă tupeul ăsta să o facă public? Deci la acest nivel s-a ajuns. Ce mă interesează pe mine, cetățean al țării, care stau acasă și mă duc la serviciu fiecare zi? Vorbesc de telespectatori, da? De alegători. Că se duelează Ponta cu Băsescu dacă în țară nu se întâmplă nimic. Ce contează care e mesajul clasei politice când omul nu vede absolut nimic? Decât că odată la sărbătorile astea, odată de două ori, de trei ori pe an, se poate duce și să mănânce ca spartul până îi se face rău, după aia se întoarce acasă și nu se întâmplă nimic. Și în afară de asta, ce câștigă el, de fapt? Cum să fii de prost pregătit politic să te gândești că dacă tu o ții langa cu bătaia asta, între ăla, îl înscui pe ăla între ochi toată ziua, îl înjuri, îl faci praf și pulbere. Acum ai atat și protejatele politice, așa să bănuiește. Dracu știe, nu are nicio dovadă, domnul Ponta, că Elena Udrea ar fi protejată politica lui Traian Băsescu. Așa putem să spunem și noi, că are el în partii nu știu câte. Sunt doar vorbe și astea. Nu este nimic concret acolo. Absolut nimic concret. A fost văzut vreodată Traian Băsescu de mână cu Elena Udrea? Nu. Ce este o idioțenie, așa pot să spun și eu, de Daciana Sârbu, că era pe stradă cu un negru. Ce contează? Deci este exact același lucru. Deci din această bătălie vom pierde cu toții, indiferent cât va mai dura. Bun, luăm o pauză și revenim pe final. Dumnezeu nu este așa de mare, sau măcar nu este mare, îmi spune aici un titlu bun ăsta și pentru Dan Voiculescu și pentru clasa politică, să vadă biserica dacă poate rectifica. Longevitatea, și asta e interesantă, cât de longevivi vor fi oamenii noștri politici? Ion Iliescu este printre ei. Și aici, maestrii gândirii de Roger Paul Droit, nu de Paul Pot. Bun, toate aceste trei cărți, a 70 de lei în chilipir. Preț redus de la 89,7, SMS cu textul litera la 1800, litera scris cu majuscule, tariful normal. Și ca să nu treacă ziua degeaba, Le Pays, un ziar din Burkina Faso, țara, adică probabil că o țară ca ei n-are nimeni, într-adevăr, uitați-vă puțin aici, e o reclamă la 4G Burkina Faso, hai că asta e colosală. 4G, bă, Burkina Faso. Ăia denumărau pe degete. Și aici două ziare din Maliu, prieten, Nouvel Horizon și Le Flambeau. E un fel de standardul, așa s-ar traduce. Le Flambeau. Da? Nouvel Horizon, bă, colosal. Și uite aici, să încheiem cu porumbelul păcii. El ne vine din Mali. A, niște numere de telefon pe care nu trebuie să le memorăm, că ne folosește la nimic. Duminică vom citi pasajele emoționante ale finalului cărții lui Dan Voiculescu, care o să vedeți că ne va schimba orizonturile multora dintre noi. E târziu astăzi, ne revedem peste 48 de ore, m-a fi spus Dumitru Grau.